Întrebați-mi pe cei care sunt neîntreagă și la vorbat. Dacă vreți și aveți răbdare, mergeți și așteptați jos în sală să stăm în căldura asta aici. Și la sfârșit, la comitet, să veniți și discutăm. Nu putem că se coordonează. Și a fișele alea la bazar, de ce le avem? Nu, 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 Și eu propun la fel, să începem cu diverse. Domnul îi trimite jos și formă le bază jos. Cum doresc? Cum doresc să-și așa facem? Deci, o secundă, doar 30 de secunde. În ședința de data trecută, conducerea de servicii a venit cu o propunere de revenire la tariful inițial de acum 2 ani de zile discutat, adică să vi se mărească, practic, nivelul plăților. Noi asta n-am aprobat. Primarul mai devreme v-a zis că dacă noi n-am aprobat, nu știu ce. Nu, dacă aprobat, mi se mărea taxa. Așa. Ei, acum, cereți explicație celor care au făcut această înțelegere, nu noi am făcut această înțelegere, și la Mață și domnul primar și ceilalți, să vă spună cum au ajuns cei la diminuarea tarifei. Păi, noi avem un contract dumneavoastră ați participat la o licitație și ați licitat un preț. Dacă îmi dați voie, deci eu sunt președintele de ședință și vă propun pentru optimizare astăzi să procedăm așa. Am sunat vine domnul director de la activități auto, de la servicii publice, care are toată situația și discutăm în prezența dânsului. Până vine dânsul, noi începem ședința, când vine dânsul, la sfârșit, vă discutăm și pe la diverse. Nu putem să începem cu dumneavoastră, să ținem întâi ședința de Consiliul Local. Vă rugăm frumos, coborâm la sala de comunii, vă când să termină ședința. Domnul președinte de ședință, permiteți-mi, am o propunere să începem cu diversele. Nu, să începem, că nu avem aici directorul. Domnul Bocan, dumneavoastră sunteți președintele ședință? Da, eu sunt președinte. Serios? V-a dat domnul primar cuvântul? S-a aprobat domnul? Diversele, sunt în cadrul ședinței. Nu, domnul Bocan, că n-am început ședința. Am zis că discutăm înainte de ședință. Nu, domnule, să discutăm diversele aici. Dar degeaba l-aș fi discutat. Situația e așa, că le cere și îi amenință să plătească mai mult, deși au un contract. Ce să vină, domnule? Să spună ce? Păi să spună dacă e așa sau nu, cum adică. Dacă aveți contract, treci pentru contract, unde geapă. Păi și dacă fac un deci noi de continuare, ce vreți la ceea ce nu vreau? Dați-l în judecată. Păi deci
Consilierilor, a executivului, a mass mediei și să fie și înregistrată. Pentru că văd că trenează de foarte mult timp problema și nimeni nu își asumă responsabilitatea. Deci cineva trebuie să-și asume responsabilitatea. Avem un raport al Curții de Conturi care spune foarte clar că cineva a greșit. Nu trebuie dată vina spre cealaltă parte care are contract încheiat cu executivul primăriei și cu firma care este a Consiliului Local și a Consiliului Județean. Da? Nu are cu primăria. Nu, are cu societatea unde acționari sunt Consiliul Local Slobozia, cei de față, și Consiliul Județean, cu 5%. Da? Deci, trebuie să se discute această problemă în prezența consilierilor astăzi ca să-i lămurim, pentru că, după părerea mea, se trenează foarte mult să se ajungă la finalul mandatului acestui consiliu să se dea vina pe morți. Această conducere atât de consilier cât și de executiv, o să vă zic că nu o să fie morți după alegerile. Soarele de bază se spun. Da, în momentul în care, dacă vin să vă... Ascultați-mă puțin, să vă penalizez acestul, se îndrepte împotriva dumneavoastră, atunci și dumneavoastră, că sunteți foarte mulți acolo, vă angajați un avocat și Nu sunt parte, cum să-și apajeze avocatul?
Plătiți să aveți în contract, vă explic imediat. Pentru că la un moment dat o să vină consumație de plată societatea respectivă. Iar dumneavoastră o să conteste acea somație. Simplu. Și nu o să poată să conteste fără un specialist. Nu să se îndrepte împotriva unor persoane cu contract. Nu și sunt foarte bine. Ai înțeles foarte bine. Aceea de către Consiliul Local, nu m-am pus. S-a stabilit că o să fac. A fost stabilită o valoare pe care v-am adus-o la cunoștință în februarie 2014. Dacă vă aduceți bine aminte. Dumneavoastră ați făcut o adresă... Aveți răbdare, lăsați-mă să vorbesc. În februarie 2014, dumneavoastră ați făcut adresă și cei de la haine noi, și cei de la haine vechi, și cei de la căsuțe de la Ruș, către Consiliul Local. Să vi se reducă tariful de la 3,5 lei la cât era. Consiliul Local, nu știu de ce n-a ajuns adresa la dânsii, a ajuns la mine să vă reduc tarifele. Și eu v-am răspuns prin adresă scrisă că nu pot să vă reduc tarifele, pentru că a fost aprobată de AGA și de Consiliul Local. Și împreună cu dumneavoastră ați venit în audiență la domnul primar, parte din noastră, nu toți. Și a rămas stabilit că acel 3,5 lei pe metru pătrat să se mulțească cu numărul de zile efectiv lucrate în bazar. Este adevărat până aici ce care a spus? Nu, nu, mi-a dat un contract cu 385. Nu, înainte de a vă da contractul. Dacă mă lăsați să mă lăsați. Ai fost de acord, plătește. Doamne. Lăsați-mă să termin. Doamne, vă rog frumos. Deci ați fost în sala de audiențe de jos de la domnul primar, o să mă uit în lista de audiențe și o să văd cine dintre dumneavoastră a fost, dacă nu mai recunoaștem. Și a rămas stabilit atunci că zilele, perioada medie de lucru într-o lună a fost de 20 de zile. 20 de zile cu suprafața pe care o ocupați, că e masă sau că sunt standuri, ori 3,5 lei, dădea suma din contractul ăla pe care l-ați primit dumneavoastră. Numai un pic, domnule. Așa este adevărat. Este adevărat, doamnă. Dar am zis eu că nu e adevărat suma aia. Și atunci de unde mai vă scos cu 3,5
Aveți răbdare? Nu știu câte zile. Vorbiți mai mult decât mine. Dacă vreți să ascultați răspunsul, ascultați, dacă nu. Asta este adevărul, doamnă, nu este asta adevăr la mijloc. Insistențele și la rugămintea noastră s-a calculat strict la zilele de funcționare ale bazarului. Duminica a închis și sâmbătă jumătate de zi. Și s-a ajuns la 25, 22 sau 23 de zile. Așa cum ați spus și cum e și acum. Da. Numai că aveți răbdare. Doamne, lăsați-mă să termin, doamne. Da, curtea de conturi a lăsat sarcină să luăm măsuri. Noi am contestat decizia curții de conturi, am trimis săptămâna trecută adresă către dânsii că nu suntem de acord și am motivat exact ce v-a spus dumneavoastră pe negocierea pe care am făcut-o noi, pe numărul de zile și nu pe micșorarea tarifului pe metru pătrat, așa cum zic dânsii. Da? Pasul 1. N-a expirat, doamne, n-a expirat. Doamne, n-a expirat. Am trimis adresa, vă arăt adresa trimisă, n-a expirat. Nu v-a spus. O să vă trimitem. Avem dovezi. După ce am trimis adresa curții de conturi, noi trebuie să luăm măsurile de științarea dumneavoastră și cu sumele care au fost stabilite. N-am cum să nu le trimit, că dacă nu le trimit, sunt eu luat pentru necredință din serviciu și nu pot să fac lucrul ăsta. Până la mână, de curtea de conturi, da. Lăsați-vă să termin, vă rog frumos. În același timp, am convocat AGA în 3 runde și am încercat să aducem prețurile la tarifele care să fie acceptate de dumneavoastră. N-am reușit. Din păcate, ca să ne putem duce în consiliu. Doamna avocată a semnat din prevederea legalității contractului, act juridic. Avocatul nu pune sume în contract. Avocatul nu pune sume. Semnează pentru legalitatea contractului pentru sume. Sumele de părțile. Doamnă, sumele le pun părțile în avocatul. Avocatul face contractul și spune, puneți voi ce vreți și 10 miliarde dacă puneți. Nu avocatul pune sumele. Ce ai pus pe privat? Asta 5 milioane, nu convenea semn. N-au contractul cu 5 ani. Doamnă, n-ați spus, doamnă, cu sumele alea, m-ați spus, stai și m-ați spus, ați trimis adresa, m-a arătat adresa către consiliu. Semnată de dumneavoastră. Mă ascult. Asta e clar. În momentul în care a semnat acele contracte, a signorat contractele de consiliu. N-am ignorat, doamnă, ce o hotărâre de consiliu. Pe zi, da? Da, doamnă, pe zi. Noi am stabilit la numărul de zile efectiv, nu frate, doamnă. Negociat cu dâns și nu am făcut pentru noi oameni. Ascult. Nu, n-am trimis. Nu l-am trimis către consiliu. De ce n-a luat de ce nu a ajuns pe masa consiliului? Nu știm eu lucrul ăsta. Și am nu stabilit, doamnă. Împreună le-am decis atunci 20 de zile. Împreună și din baza mea. Păi consilierii nu au decis. Dar consilierii nu stau în baza să vândă cu dânsii, doamnă. Deci nu stau în baza să vândă cu dânsii. Niște tarife. Tarifele astea intră în vigoare de la data AGA încolo, retroactiv. Păi, și dispare de problema retroactivității. Deci pentru problema retroactivității li s-au trimis penalități și nu penalizăm notificări. Notificări am trimis. Dumneavoastră veniți și încercați să rezolvați problema. Facturi am trimis în valoarea actuală și corectată de curtea de conturi. Aici e problema. Curtea de conturi a verificat în urmă? În urmă. Nu le spun cum am ascult în ce? De ce spuneți că le spun cum am ascult? S-am calculat, da. Asta v-am și invitat mâine la discuții pentru grup. Am zis să nu să vine explic corect, să n-am reușit să undeva în consens. N-am reușit. În trei luni. Ați auzit de vorba aia cu facerea de? Da. Asta a fost acel de tine. Așa este. Și dacă mai aveți întrebări.
Dacă mai aveți întrebări. Noi, Consiliul AGA, în servicii publice la Vrească, nu avem nicio vină, că ați adus dumneavoastră de 3 ori, dar de 3 ori ați adus nemotivat ceea ce a spus pe ordinea de zi și din cauza asta cu AGA nu a fost de acord. Să vă spun cum s-au derulat evenimentele, că nu este așa, nici pe departe ce spuneți dumneavoastră. Noi am avut o hotărâre de Consiliu, parcă 35 sau care a fost. 135 din februarie. 135, bun. Din 2013. Bun, în 2013, în care oamenii ăștia aveau de plată atâți lei pe metru pătrat. Da. Dumneavoastră, în mod individual, a făcut o înțelegere, nu știu cu cine de aici din executiv, clar să cunoaște că nu vă știți statutul, că dacă știa statutul de cetății, știam destul de bine că se aprobă asta doar prin noi, prin AGA, și de acolo, de la hotărârea noastră încolo, produce efecte, așa cum a zis domnul Teculescu foarte bine, da? Și ați făcut contracte individuale, contracte chiar și retroactive, contracte luna mai-iunie cu februarie, ați făcut contracte sunt retroactive. Legale, bun, a spus sume diferit. Decizia curții de conturi înaintată către dânsii și noile tarife aprobate cu trei variante de tarif, așa cum au cerut o parte din consilie la ultima întâlnire. Avocația mea la asta mai devreme, dacă nu vine avocatul să spună că e legal contractul ăla sau nu, nu o să imităm și doamna, pe doamna avocată, dacă vrea să vreți mai ne întreb, vrea să ajungă prima dată. Doamna avocatul răspunde la ordine, este ca vine de avocatură particulară, nu spune la mai aveți altă întrebări ca să poată să desfășoare și din deci, o să emitem în continuare facturile conform deciziei curții de conturi până când vom ajunge în instanță și instanța va hotărâ cine are dreptate. Mai mult de atât ce să vă spun. Poftim? Ce spuneți? Dacă nu se termină în 10 ani? Eu sunt judecător, doamnă. Vă întreb. Și ce vreți? Și tine mă penalizează la banii aia care îi dă? Câte penalități să vă aia care îi dă? Deci facturile emise sunt într-adevăr purtătoare de penalități. Păi așa, nu știu, și așa, nu știu, dacă facturile sunt și eu, trebuie să gătesc penalitate. Poate vor peste un an, peste doi, când se strânge acolo, când ce face. Domnilor, dar gândiți-vă la situație, că și acolo nu s-o scot plan așa cum mă puteți lumea. Veniți să vedeți pe teren. Nu mai mințiți poporul.
Prețul e acolo. Uitați-vă la consilierii care au semnat, doamnă. Nu mai demnită, nu e chiar așa în față. Consilierii care au semnat mărirea de 7 miliarde jumătate. Uitați-vă ce a propus domnul director, ca să știe toată lumea să nu mai vină în față. 200 de lei pe zi și 450 la abonament. Domnul consilier, nu. 500 de mii pe zi și 750 la abonament. La abonament. De ce? Au fost tarifele vechi modificate, nu citiți eronat acolo, deci tarifele vechi au fost 750, la întrunirile de la AGA am început să fie 450 să putem să funcționăm. N-am reușit să ajungem la un consens, urmează pe 14 să le reanalizăm. O să fie aici domnul Costea cu noile propuneri de preț fundamentate și consilierii poate să voteze noile propuneri de preț să vă poată scădea prețurile. Deci până pe data de 14 nu se poate. După ce AGA aprobă, putem să ne întâlnim în Consiliul Local să votăm și putem să beneficia de scădere de prețuri. Deci până nu AGA nu aprobă, nu putem verifica. Nu vă dă nimeni afară. Deci a fost o neînțelegere. A dumneavoastră ați făcut o petiție către primărie la care noi eram obligați să vă răspundem. Am stat de vorbă cu colegul meu și a spus că convoacă AGA în regim de urgență și caută măsurile pentru a reduce prețurile. Până pe data de 31, când pe 31 o să intrăm în Consiliu cu ele să vi le votăm, să beneficiați de ele reduse. S-a chinuit de 3 ore, a convocat AGA, nu a reușit să scadă prețurile. Pe data de 14, următoarea ședința AGA, să reușească să aprobe schimbarea asta de prețuri, noi o votăm în Consiliu imediat și beneficiați de ea. Deci vă rugăm frumos, lăsați-ne să ne ținem și noi ședința. Haideți! Dacă vorbiți toți, nu putem să ne înțelegem. Deci vrem ca căsuțele să se scadă în piață. Pentru că degeaba le ținem în piață. Are în piață Doamna, este un alt subiect. Deci este un alt subiect, îl discutăm separat. Deci îl discutăm separat subiectul ăsta. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă rugăm să ne lăsați, să ne ținem și noi ședința. Deci... Nu a venit mărite pentru că așa a decis curtea de conturi. Este pusă curtea de conturi, decizia curții de conturi este pusă acum, da? În vigoare. Până nu micșorăm tarifele, așa le primiți. N-aveți ce să faceți. Deci până nu micșorăm tarifele, nu poate să-mi fac altă factură mai mică, pentru că așa a decis curtea de conturi. Trebuie să înțelegeți, nu ține de noi. Nu a spus că să mărească. A zis să aplice tarifele alea aprobate atunci. Care astea sunt tarifele aprobate, da? Deci până pe data de 14 nu se poate întâmpla nimic. Trebuie să înțelegeți lucrul ăsta, da? Haideți, vă mulțumim frumos. Vă mulțumim pentru înțelegere și pe 14 să sperăm că reușim să modificăm aceste tarife astfel încât să fie suportabile de către dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Domnul Paro, vă dați voie să plece.